Timișoara este o universitate comprehensivă, o universitate deschisă, fără ziduri, am numit-o noi, în care toți studenții au șanse egale. Și faptul că 5 ani consecutiv Universitatea Verzii Timișoara a fost nominalizată ca fiind universitatea, sau ca fiind instituția publică cu accesul cel mai facil pentru persoane cu dizabilități, ne arată că munca noastră în acest domeniu a avut ecou. Sensul lui MapSense e, așa cum spune toată lumea astăzi aici, accesibilizarea. Accesibilizarea înseamnă să ai informația de care ai vrea să beneficiezi într-un mod accesibil. Și pentru nevăzători, varianta acestor machete 3D este până acum cea mai prietenoasă în ce privește orientarea în interiorul clădirilor. A fost o provocare pentru universitate, pentru că e o clădire mare și foarte frumoasă, e o clădire creată într-un mod complex de arhitectul Fackelmann. Și noi am încercat să păstrăm detaliile acestei clădiri în machetele pe care le-am realizat. Înseamnă primul lucru de încurajare. Toată lumea spune despre toată lumea că hai că poți, hai că poți. Dar trebuie să, în cazul unui nevăzător, trebuie ceva în plus. Cei de aici se vede că au muncit foarte mult și pentru a lua anumite decizii, pentru că contează foarte mult cum este dispus, cum arată materialul, dacă mâna poate să meargă frumos printre diferite, pe diferite coridoare, să găsească cu ușurință amfiteatrele și așa mai departe. În primul rând, mi-a plăcut foarte mult cum a evoluat harta asta, dar am văzut-o în câteva variante, prototipuri și chiar îmi place cum a evoluat și e foarte clară și foarte utilă. E foarte folositor să poți să-ți faci în cap o hartă, măcar oricât ar fi ea de vagă, a locului în care ești, ca după aceea să poți să te orientezi cu pasul, să poți să dai seama unde mergi și mai departe. Mi se pare foarte util și mi se pare că e un prim pas înspre mai mult și chiar apreciez faptul că se fac lucrurile astea. Și mai ales sunt un pic biased, dar faptul că se întâmplă în facultatea în care vreau eu să merg.